Timp de 4 zile pe strada Crișan a răsunat muzica folclorică și a curs mustul în pahare. Aroma ambietoare a micilor, a pastramei și a sarmalelor i-a copleșit pe severinenii veniți la festivalul mustului și pastramei. Spune-mi inimioară ce să fac, pune ca de acum că mi-e tare drag, că mi-e tare drag și mor de dor, la mine nu trece și tot călător. Muzica populară a răsunat timp de 4 zile pe strada Crișan din Drobeta Turnu Severin, unde s-a desfășurat festivalul mustului și pastramei. Artiști de renume au urcat pe scenă și au bucurat pe cei prezenți. Mustul și pastrama au fost vedetele celor 4 zile de festival, iar severinenii veniți pe strada Crișan au dorit să se bucure de fiecare preparat în parte. Ne place. Ați recunoscut artiștii care au urcat pe scenă? Suntem dornici de muzică. Ați venit în toate cele 4 zile? Nu, e prima seară. Ce v-a plăcut cel mai mult? Scena, ne place organizația. Tot ne place. Ați băut must? Da, și a fost foarte dulce. Pastramă? Da, frânză de oaie, tot, da. Mici, da, foarte bun. Și pentru că este vremea lui, mustul a curs din belșug în pahare. E pierd. Cum este? Aproximativ. Must ați băut? Vedeți, prea asta este festival. Da, am băut. Ce v-a plăcut cel mai mult? Domnul aici, în față. Nu știu, muzica. Atmosfera slăbuț. Foarte frumos, ne place. Da. Ați băut must, ați mâncat pastramă? Că despre asta este festivalul. Nu, numai ce am venit. Poate mai târziu. Cum vi se pare până acum? Bine, ne place. Ar trebui să se organizeze mai des astfel de festivaluri, mai ales... Păi ar trebui, că e destulă lume care abia așteaptă. Ca orice sărbătoare. Cum a fost în pandemie? Fără ieșiri, fără muzică populară, fără festival? Nasol, ce să faci? Rău! Mustăria va rămâne pe strada Crișan și în zilele următoare.